Am un răspuns. Are cineva o întrebare? Întreabă. Nu te costă nimic. Vreau să știu de ce. Vreau să întreb. Întreabă. Vreau să întreb. Nu te costă nimic. Întreabă. Dar poți afla. Întreabă și tu. Ai o întrebare? Da, vreau să întreb și eu. De ce? Întrebarea mea vreau este... Vreau să știu de ai ce. Ai o întrebare? Vreau să întreb. Am un răspuns pentru întreabă. Tine. O rubrică zilnică realizată de slujitor Dani. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. De ce noi ortodoxii mergem la Sfintele Moaște? Iubiți frați creștini, dacă noi credem în Hristos că a înviat cu trupul, trebuie să credem că și noi vom învia asemenea Lui, că vom trece prin acest proces inevitabil. Toate aceste adevăruri pe care le are Biserica Ortodoxă prin revelație sunt referitoare la toți oamenii, însă neputrezirea trupurilor unor sfinți face excepție de la acest proces general. În Sfânta Scriptură se cunosc câteva exemple de oameni care au făcut excepție chiar și de la moarte. Enoch, citim în Facere, capitolul 5, cu versetul 24, Evrei 11, cu 5, Ilie, în Cartea a patra a Regilor, în capitolul 2, cu versetul 11, despre ei știm că nu au murit, ci au fost înălțați cu trupurile la ceruri și trăiesc până astăzi. Se știe că a existat o venerare a rămășițelor pământești în Vechiul Testament. Vedem aceasta în cazul lui Elisei, când un mort a înviat îndată ce s-a atins de osemintele sale. Cartea 4 a Regilor, capitolul 13, versete de la 20 la 21. Sau a existat și o cinstire a mormintelor dreptilor și prorocilor. Moise, de pildă, ia osemintele lui Iosif din Egipt și le duce în Canaan cu mare cinste. Vedem în Ieșirea 13:19. Sfintele Moaște au început să existe numai în creștinism, numai la cei ce cred în Hristos, deoarece numai Hristos a promis omenirii celor ce vor asculta că vor învia în puc, celor ce vor asculta că vor învia precum a înviat El și vor putea dobândi prin harul Sfântului Duh puteri nemăsurate. Ceea ce ne este nouă oamenilor cu neputință, la Dumnezeu este cu putință, adică prin credința în Hristos se vor putea face multe minuni, se va putea face excepție de la orice lege firească. Dumnezeu, fiind Cel ce guvernează și generează legile naturii, legile firii, oricând poate face minuni, oricând poate să se abată de la aceste legi firești, căci unde voiește Dumnezeu, acolo se biruiesc legile firii. Luca, capitolul 1, versetul 37. Ori această neputrezire a trupului este o excepție, o abatere de la legile firești, ca prin aceasta noi să-L preamărim și să credem că harul lui Dumnezeu lucrează în lume, acolo unde este chemat. În Sfintele Moaște se vede prezența vie a lui Dumnezeu și lucrarea Sfântului Duh. De aceea, creștinii ortodoxi merg către Sfintele Moaște cu credință și cu evlavie. Amin.